material realizat de UEFA la 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. A fost frumos așa să revedem imaginile astea personal. Uitați-mi cum luase Steaua golul cu Anderlecht, dar uite că ne-am adus aminte. Ține aminte numai golurile din Ghencea, de la retur. Uitasem de golul de acolo, că până la urmă fusese 1-0 în partidatur. Dar revenim foarte abrupt în actualitate, pentru că la telefon este patronul FCSB, Gigi Becali. Bună seara, domnul Becali! Bună seara! Ați dorit să interveniți, să ne spuneți o veste? Da, pentru că vroiam să aveți dumneavoastră exclusivitatea. Pentru că la dumneavoastră cel mai mult din tot Digi. Că spuneți adevărul și nu faceți niciodată... Mulțumesc, ați așteptat să înceapă emisiunea și atunci v-ați hotărât să ne spuneți. Da. Lasă-mă că îi spun, i-am spus lumea mea. Băi, nu mai spun numai la Muraru, că vreau toate știrile numai la Muraru să-i le dau, că e cu minte om. Care ar fi știrea? Păi știrea e că am ales un antrenor, tot un om cu minte. Am ales pe criteriul de cumințenie, de om bun. Pe Dinu Tudoran. Ne-ați șocat. Ne-ați... Băi, i-a sunat lui Meme să-l sune, că vreau să... Dar de cum ați ajuns la Dinu Tudoran? Că... Până la Academie să colaborăm cu el. Uh-huh. Și l-a sunat Meme. Și l-a sunat Meme și a zis, unde ești? Zice, dumneavoastră, sunt sărbătoare mare, ce sunt la mănăstire. Sfinții Constantin și Elena. Da. Și așa ți-a zis, bine mă, atunci dacă era la biserică, atunci nu-l mai punem la Academie, îl punem antrenor direct la prima echipă. Și l-am chemat, a semnat, deja... A și semnat, nu mai mergeți așa pe... A semnat. Nu mai ziceți înainte, da? Numai dacă a semnat la 6. Am înțeles. Da, deci v-ați gândit dumneavoastră să-l apelați la Dinu Tudoran sau pur și simplu poate Mihai Stoica se gândise, poate avem nevoie de la Academie sau dumneavoastră v-ați gândit nu, pentru Academie? Nu, acum o lună de zile luase legătura cu el ca să lucreze la Academie. Uh-huh. Mai mult, adică să coordoneze. Și... În principiu acceptase și oferta cu Academia sau? Să mai nu, adică vă discutăm. Uh-huh. Așa. Și acum noi trebuie să facem acolo la Academie niște restructurări, niște lucruri, niște cutare, adică să mai vedem care e treaba pe acolo. Pentru că spuneați că sunteți nemulțumit că ați luat bătaie în baraj. Păi da, vezi. Păi dar nu că am luat bătaie, că poți să iei bătaie, dar nu 4-1. Da. Nu? Și când ați aflat unde era, v-ați gândit să... Și că mi-a spus, mi-a dat ce, bă, Gigi, n-am putut să vorbesc, că mi-a dat mesaj că este la Căldurșan, la duhovnicul lui. Cum are, ești duhovnic? Da. Păi da, băiatule. Păi atunci nu-i mai propune pentru Academie, îi propui antrenor la prima echipă. Dar vi se pare că un antrenor fără nume important și fără experiență va putea să conducă un lot dintre cele mai bune din România? Va fi capabil? Voi mă știți pe mine cum sunt. Și o mai repet ca să se fie clar. Eu nu merg pe valoarea profesională, merg pe valoarea umană. Așa fac eu. Și mi-a mers bine în viață. Și dacă mi-a mers bine în viață așa merg. Deci, mie îmi place de un om, eu vreau să câștig cu un om bun. Eu nu vreau, chiar dacă e să pierd cu un om bun, decât să câștig cu un om rău, mai bine n-am nevoie. Da, ați mai explicat asta, mă gândeam doar dacă și jucătorii gândesc la fel, dacă nu cumva... Dar nu, jucătorii nu poate, nu, ei nu gândesc asta. Jucătorii, când au semnat un contract, au gândit. Când au semnat contractul, au gândit că semnează pe 3 ani, pe 5 ani, pe 2 ani. Și ei, când au semnat acolo, nu spune că, domne, noi avem pretenții să punem noi sau să ne dea antrenor sau cutare sau să conducem noi. Îi interesează salariul, păi... Păi eu le dau salariile. Bun. Vă mai dau încă ceva în premieră. Vă rog. Deci ne-a venit niște circulare sau nu știu, niște așa la cluburi, că domne, că ei ne propun nouă, că de anul care vine, noi o să avem, ne obligă să jucăm cu un jucător 90 de minute și unul 45 de minute. Da.
dacă sunt 5 schimbări. Și ne mai propune nouă în schimb dacă, ca să nu, ca ei stăpânii, ca să ne accepte pe noi sclavii, să nu facem, respectăm legea asta, regula asta, noi sclavii trebuie să jucăm cu 7 jucători în campionatul intern, în teren, și atunci se scoate regula aia, scoate ei regula, adică nu mai ne impune ei stăpânii nouă la sclavi. 7 din campionatul intern, adică 7 crescuți în România, da? Da, în România, da. Da. Și atunci eu am spus așa, băi, noi am ajuns într-o situație primitivă în care, sau stalinistă, în care vine cineva și spune, bă, așa faci. Băi, noi nu vrem așa. Că noi, Liga, noi care suntem o organizație, noi nu vrem asta. Păi, dar nu vă ținem, că dacă nu vreți, nu-i problemă, că votăm în comitetul executiv în care vine acolo, cum a venit Stalin, și pune pe săraci sau pe alții care sunt stăpâniți de noi și votează în comitetul executiv și voi, sclavilor, sunteți obligați să executați. Și atunci eu ce am făcut? Bine, bă, dacă noi suntem sclavi, eu sunt sclavul ăla, cum îl cheamă, negru ăla care s-a răzvătit. Cum îl cheamă sclavul? Nu mai țin minte. Spartacus? Nu știu. Păi să-i zice Spartacus, dar la nu era negru. Nu era negru. S-a referit la film, la Django, la care? Bine, hai să spunem Spartacus, că Spartacus era și trac și deci Macedon. Spartacus, înțelegi? Bun. Că noi suntem trac. Bun. Și atunci eu, am zis și eu, care eu sunt sclavul Spartacus, am sunat și eu la cluburi, la alții, la alte triburi, ca să nu spun, adică patroni, adică la alte triburi de sclavi. Și am sunat la, eu sclavul, am sunat la sclavul ăsta, prima dată la Rotaru, la sclavul Rotaru, și am zis, bă, noi suntem sclavi. Hai face și noi o revoluție. O răzmeriță. Da. Păi am sunat și pe Vintilă, a zis, da, pe Eftime. Și eu pe Eftime, a zis, da, domnule, care de acolo. Am sunat și pe ăsta de la CFR, pe copilul, că pe el îl cunosc, altfel îl sunam pe ăsta, dar n-am numărul lui, Neluțu Vaga. Da. A zis, da, ne-a Gigi de acord. A zis ei că vorbesc ei și cu CFR. Am zis, nu mai știu cu cine a zis că vorbește ei cu Dinamo. Deci, ei stăpânii o să se vadă cum sclavii nu mai respectă regula lor și că noi nu jucăm cu niciunul acum, nu cu doi, nici pe unul. Noi ne adunăm la Liga acum și noi stabilim și nu mai punem niciunul jucător pe teren de sub 21. Deci în asta ar consta revolta, să nu respectați regula. Da. Dar pot să vă întreb ceva acum, chestiunea asta cu 7 jucători români, de ce vă deranjează? Pentru că, în principiu, dumneavoastră mizați pe jucători români. Aici nu e vorba de mine, că eu și cu sub 21, eu dacă vreau o bag pe Târnovan în poartă și am pătat pe scot un joc cu el, că îl simt sat. Aici e vorba de principiu, adică eu m-am săturat să-mi trimis tu mie, adică eu nu vreau să fiu sclav, domnule. Pe ce nu, vreți să, nu vreți să vă impună cineva o regulă? Da. Nu, de principiu. Bă, tu nu vii să-mi impui tu mie pe banii mei, eu că cheltui milioane, tu te duci la UEFA, iei 20.000 de euro pe spinarea mea, că pe spinarea noastră ea. Că dacă nu era pe federație, el, copil, lua el 20.000 de euro pe lună și vii tu după aia și spui, bă, după ce iau și 20.000 pe lună, bă, după ce cu toate, iau și salariul. Băi, sclavule, îți iau și banii pe spinarea ta și sclavule, ți-e oblig pe tine, sclavule, să faci și așa, sclavule. La bani vă referiți, poate din banii, să zicem, pentru din transferuri, acel comision pe care îl ia federația, poate și nu, alte dar taxe. Dar nu o să-l ia ei niciodată la că ăla e neconstituțional, nelegal. Dacă ei vor să-l ia ei poate fără, mergi la instanță. Și la instanță zice, da, domnule, asta e neconstituțional, nelegal, la revedere, nu oblige așa. Că nu se poate asta, că cineva intervine în situația economică a unui societate. Că noi nu atacăm, noi o atacăm nu la TAS. Noi o atacăm, noi o atacăm pe cale comercială. La tribunal aia, dacă iei comitetul executiv. Da. Dar aia nu este o hotărâre sportivă, ce zic ei. Aia e o chestiune economică, adică ei spun așa, bă, tu faci cum spun eu. Păi bă, dar este chestiune, intervin chestiunea economică a mea, păi eu trebuie să joc cu jucător, să câștig, să fac, să trec.
Tu nu poți să-mi spui tu mie cu cine să joc. Ia uite-l pe stăpânul. Ha, ce faci stăpâne? Ai nou stăpâne. Păi îți dai seama ce onorabil el a ajuns stăpânul lui Becali, el sclav, el bolneav, un copilandru. Da, conform statutelor, înțeleg că spuneți că e vorba de o chestiune comercială, dar conform statutelor, cred că prima oară trebuie să vă duceți la TAS, nu? Nu merge tata la TAS. Nu merge la TAS pentru că noi atacăm pe cale civilă de ingerință în situația economică a clubului. Uh-huh. Pentru că nu e o chestiune sportivă aici. Aici ei te atacă economic. Plus de asta, dacă vrei să-ți mai spun, deja există jurisdicție. Pentru că am făcut-o noi. Cu asta, când am pierdut la TAS și am venit la tribunal și ei, tu ca zbor, ce a zis, domne, e cu putere de lucru judecat, a judecat, nu mai au dreptul. Și tribunalul le-a respins excepția. La ce caz vă referiți? Că nu mai țin. La cazul cu astea, cu fotbalul feminin, cu CSA Steaua, că poate promova CSA Steaua, hotărârea comitetului de executiv aia. Uh-huh. Și noi am zis, nu poate promova. Și acum noi suntem la tribunal, ne judecăm cu ei. Și cu fotbalul feminin. Dar credeți că veți ajunge, de exemplu, în Liga 1, credeți că veți ajunge la o majoritate? Că poate unii v-au zis, da, Gigi, da, dar poate după aia se mai gândesc. Ei au vorbit cu ei și mi-au spus că da. Dacă nu să fie sănătos și eu mi-am făcut datoria și eu nu sunt sclav, atâta că eu am. Pentru mine este în avantaj regula. M-ai înțeles? Da. Cu federația n-ați încercat să negociați cumva regula aceasta? Păi dar n-ai cum să negociezi. Păi negociezi cu cineva. Păi dar când stăpânul negociază cu sclavul, stăpânul ce face cu sclavul? Da, domnule, că o să vedem și pormă îți trimite hârtii. Băi, sclavul, eu doar am vorbit cu tine așa. Pentru că să știi, eu am vorbit cu Burleanu. Hai să spunem și partea bună. Da. E un om foarte inteligent. Eu nu credeam că e atât de deștept. Față în față cu el am stat. Eu îi spun copilandru așa, ca să-l mai minimalizez puțin. Dar el, să știi că e băiat deștept, chiar m-a uimit. Dar chestiunea știi care e? Când ești prea deștept, după aia poți să dai și în lucruri de-astea, cum să spun eu, foarte viclene. Adică, sau posibil alții îmi spun alții, să mă ierte dacă e așa. Bă, Gigi, el nu e vinovat. Că el e băiat bun. Alții îi bag în cap. Dacă este așa, și probabil dacă aude sau dacă n-aude, vă rog să-i spună, să ia emisiunea, să spună piciorul în prag și să fie totuși președinte. Și să facă și să înțeleagă un lucru. Băi, nu poți să impui la o asociație sportivă de 16 oameni tu ce să facă ei că votează fotbalul feminin și aia județeni. Nu ai cum. Păi noi ne organizăm cum vrem noi. Ba, respectăm asta FIFA și UEFA. La revedere, nu vină mă să ne impui, că nu ești stăpân. Păi cum să fii stăpân pe barul Becali, băi? Și băi, ești nebun la cap. Cum să-i pui Becali, băi, să pună jucător în 3-19? Păi nu vreau, mă. Eu când am intrat în fotbal nu era dictatură, mă. Apropo de relația cu federația, mă profit de ce spuneți și vă întreb, în discuția cu Nicolae Dică s-a discutat și despre eventualitatea ca unii jucători totuși să meargă la Jocurile Olimpice. A fost o condiție pusă de partea federală, să zicem, prin intermediul lui Nicolae Dică? Nu. Asta am vorbit cu Mirel, i-am spus, băi, finule, o să încerc că ești tu. Și că mi-e jenă să te refuz definitiv. Nu pot să te refuz definitiv. Că nu e în regulă, dar o să încercăm să facem tot posibilul să ajutăm într-un fel. Și i-am spus, adică, uite, mi-a spus el lista de jucători. Bă, uite, Perianu, de exemplu, și cu Nedelcu, ți-i putem lăsa. Da. Adică să fac un compromis. Pentru că jucătorii, îți dai seama, accidentați, din 3 în 3 zile, avem competiții, ce facem? Nu poate, am zis, dar el a înțeles, bănașule. Nici nu îndrăznesc să ți cer pe Boruțan și pe Olaru. Nici nu îndrăznesc. Că noi jucăm calificări de 10 milioane în Conference League. Ce facem? Nu mai jucăm alea, nu mai luăm banii că mergem la Olimpiadă, ne plimbăm la Olimpici. Da, e corect ce spuneți, dar și mai corect este da, să existe o negociere și să încercați să ajungeți. Păi negocierea am încercat că e finul meu. Și eu și cu ăsta, cu Burleanu. Bă, spune, el e un om extraordinar dacă stai cu el față în față, dar zic, bă, înseamnă că are două identități. Da, dar să știți, domnul Becali, că chiar dacă spuneți, domnule, alții îi bagă în cap, până la urmă
Tot vina lui este, pentru că... Păi vina tot a lui, dar el trebuie să fie puțin mai bărbat, să nu puțin, ce spun oamenii ăștia, să consulte și cu prieteni, juriști, băi, dar nu ai, dar e prea deștept ca să nu înțeleagă ingerența în economie, în situația economică a clubului. E prea deștept, eu l-am stat cu el de vorbă. Dar credeți că... Eu n-am avut impresie bună despre el, după ce am stat cu el față în față, m-a impresionat. Dar credeți că până la urmă această regulă a ajutat? Nu cluburile neapărat. Poate... Eu zic că n-a ajutat nimic. Eu zic că n-a ajutat nimic, a stricat. Haideți să vă zic un aspect pe care l-a susținut președintele Federației și la care dumneavoastră vă pricepeți, business-ul. Prin această regulă, un aspect pozitiv, pe lângă echipe naționale și așa, a fost susținut de către Federație faptul că se creează o piață a jucătorilor tineri care vor fi la căutare și se vor plăti bani pe ei. Și... Nu e adevărat, dar nu e adevărat. Pentru că jucătorii ăia tineri care au valoare, ai văzut Fabi Popescu a jucat titular, ai văzut Bayram, chiar dacă vrei sau nu vrei, tot îl bagă titular. Ăla, cum îl cheamă, Iad, care a plecat la Astra. Ăla a jucat titular, ăla l-a luat și la echipa națională. Deci jucătorii care au valoare, noi îi băgăm pentru că vrem să-i promovăm noi să luăm bani, nu să ne învețe pe noi Burleanu sau să ne oblige Burleanu. Că nu suntem copiii lui, bă, tăticule, hai să vă arăt tata, hai bunicilor să vă învăț cum să faceți copii. Asta face Burleanu. Mai lămuriți-mă cu ceva. Deci ce ați primit din partea Federației o hârtie, o propunere sau e o decizie? Nu, tata, este un fel de propunere decizie. Adică, cu alte cuvinte, bă, asta este hotărârea noastră. O propunere care va fi votată într-un comitet executiv. Da, și care să ne alegem între ele și care niciuna nu e bun. Domnul Becker, dar mai stați puțin. Dumneavoastră ați vorbit cu câteva cluburi, care mai vorbesc și cu alte cluburi, dar sunteți reprezentați în conducerea Federației de conducerea Ligii Profesioniste. La Ligă nu vorbiți? Da. Și ce? Păi nu ce îl interesează pe el că reprezentanții noștri vin și spun părerea noastră? Zice, bă, voi sunteți sclavi. Păi nu, asta zic, păi, că de ce nu vorbiți și cu oamenii de la Ligă? Nu vorbiți doar cu cluburile. Păi, dar nu, Liga a făcut deja. Că noi ei ne-au dat la cluburi, noi am dat la Ligă, ca să vadă Liga, că ni l-a trimis la Ligă. Păi ce interesează pe ei de Ligă? Păi ei ce? Liga e inferioară lor, îți dai seama. Păi ei sunt stăpâni, mă. Liga e un fel de găină a lor, care doar vor ouă de la găină. Și atunci le-a făcut ei acum o hârtie bine întemeiată, legal, Liga. Dar problema e că tu spui, domnule, ce spune ala? Da, se duce în comitetul executiv, vali și nu știu ce spune, da, noi cluburile vrem așa. Și ce da, băi, să punem la vot. Și cine votează? Votează ăia sclavii lui, care aia, ca adevărat sclavi sunt. Înțelegi? Care votează, da, uite cine votează. Reprezentantul format femeie, preatul lui BJF, nu știu, BJF, și votează el, ridică mâna și pac și aia după el. Dar aici un fel de abuz în serviciu și un fel de șantaj. Pentru că cine știe ce astea le face și mai e vorba și de încă altceva. Aici e vorba de trafic de influență. E trafic de influență, dar trebuie demonstrat. Dar e trafic de influență. Pentru că influențează pe membrii comitetului, nu? Da. Aș reveni. Deci, ca să concluzionăm pe subiectul ăsta, intenția dumneavoastră este, da, chiar dacă se votează în comitetul executiv, intenția dumneavoastră este ca împreună cu alte cluburi, în sezonul următor de Liga 1, să nu respectați regula cu jucătorii sub 21 de ani. Eu le-am spus, bă, uite care treaba. Eu, deși Tavi este titular, pentru mine nu-l mai bag să joace. Chiar de titular nu-l bag. Nu-l mai bag. Și mai avem foarte puțin până la publicitate. Aș reveni puțin la subiectul antrenorului. A spus și de om bun, dar a spus și de om cu minte. Vă referiți inclusiv la faptul că ascultă de sfaturile dumneavoastră. Nu, că nu mai o să vedeți și ce... Dar nu, domnul Morar, hai să vă spun un lucru. Eu nu mai am ce să mă implic. De ce? Că pentru echipa asta e făcut acum, poți să scoți Polaru, poți să scoți pe Borustan, pe Tănase, pe Man, pe Coman, pe... Îl puteți scoate dumneavoastră dacă nu vă convine, la pauză scoate-l pe Olaru. Asta dar nu pot. Se poate dar nu întâmpla. Mai pot, nu mai pot, că Olaru nu mai e un jucător care poți să-l scoți. Numai chiar dacă nu joacă bine, Olaru nu e jucător, că n-are, e prea mare, e prea valoros. Nu pot, nici eu nu pot să scot. Mulțumesc mult, domnule Becali, pentru intervenție, pentru informație în exclusivitate. Sănătate.
Numai bine, seară bună. Ne întoarcem după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi.